Comisia Europeană împreună cu Hungarian School Sport Federation și International Sport and Culture Association Danemarca au decis în urmă cu 5 ani ca ultima zi de vineri a lunii septembrie să fie dedicată sărbătoririi activităților fizice în unitățile de învățământ din toată Europa. La nivel național, evenimentul este promovat și organizat de Asociația Județeană Sportul pentru Toți Suceava, în colaborare cu Asociațiile Județene Sportul pentru Toți din țară. Înainte cu 48 de ore de ziua evenimentului, erau înscrise pentru a participa 435 de grădinițe, școli gimnaziale, licee, dar și organizații sportive. În județul Suceava s-au înscris în acest proiect peste 75 de unități de învățământ. Acestea vor celebra Ziua Europeană a Sportului Școlar prin crossuri, jocuri de mișcare, flash mob-uri, jocuri sportive adaptate și drumeții. Școlile înscrise provin atât din mediul rural cât și din cel urban, din toate cercurile metodice, acțiunile fiind coordonate de profesorii de educație fizică și sport, dar și de alte cadre didactice pasionate de mișcare. Ținând cont de deciziile oficiale ale guvernului și ale autorităților locale din fiecare județ, în ceea ce privește regulile de respectat privind pandemia, organizatorii recomandă desfășurarea activităților în condiții de maximă siguranță pentru elevi și cadrele didactice. European School Sport Day este considerat un eveniment major, făcând parte din Săptămâna Europeană a Sportului 23-30 septembrie, celebrată de Comisia Europeană sub sloganul Be Active.